Bun găsit! Mulțumesc! Am întârziat fiindcă m-au sunat de la farmacia Parlamentului, ci că s-au terminat medicamentele pentru durere în cot. Nu mai au deloc! Deloc! Doamnelor și domnilor, parlamentarii români vor avea farmacie proprie la locul de muncă, scrie în turnul sfatului, și mai scrie că medicamentele se vor vinde la prețuri reduse, cum reduse sunt de altfel și unele persoane de pe acolo, dar asta e altă poveste. Farmacia va practica tarife cu 10-20% mai mici decât prețurile practicate pe piață. Vă dați seama de ce au făcut și farmacie ca să se trateze pe bani puțini? Dom'le, dar o firmă de pompe funebre nu vă faceți acolo? Nu vă faceți? Mai multe detalii ne oferă doamna farmacist Vanessa Unguent de la Farmacia Parlamentului României. Bună seara! Dânsa bună este. Seara! Bună seara! Bună seara, domnule Marcu, dumneavoastră și pacienților dumneavoastră. Bine ați venit. Doamna, am o curiozitate. Care este cel mai bine vândut produs la Farmacia Parlamentarilor? Da, cel mai bine vândut produs, domnule Marcu, este o cremă hidratantă pentru mâini. Se numește Cheșolin. Cheșolin? N-am auzit de da, Cheșolin. Da, Cheșolin vine de la cash. Știți, domnule Marcu, dacă nu merg cash, ți se usucă mâinile. Dacă faci așa, da. Eu nu risc. Există vreun efect advers la Cheșolinul ăsta? Da, vă spun. Parlamentarii care folosesc Cheșolinul riscă, domnule Marcu, să răcească. Păi cum așa? Adică riscă să ajungă la răcoare, domnule Marcu. Și de aia. Vă mulțumesc, o seară bună. Eu nu risc. O seară bună. Cheșolin. Doamnelor și domnilor, strada turnului a fost finalizată, scrie în tribuna de astăzi, cu 6 luni înainte de termenul stabilit în contractul cu primăria. Nu mai scrie, dar vă spun eu că a lucrat acolo aceeași firmă care a terminat înainte de termen și viaductul de la Gara Mică și cred că merită felicitările noastre ale tuturor. Evident, toată lumea e mulțumită că strada s-a asfaltat cu 6 luni mai repede, ci că cei de la gaz promit la rândul lor că vor încerca și ei să o strice cu 6 luni mai repede. Doamnelor și domnilor, am citit în ziar despre un italian care a cultivat la Apoldu 30 de hectare de aluni. Dacă era român, cultiva pruni, probabil, vă imaginați. Italianul și apropiații lui din Apoldu vor să vândă alunele în România și s-ar mulțumi și cu 40 de lei pe kilogram. Dacă nu merge cu alunele, pot să vândă niște nuiele din lemn de alun. Știe Alexandra Stan, niște impresari interesați, ci că alunul n-are moarte. Serios, acum în magazine, dacă aruncați o privire, o să găsiți alune din toate țările, mai puțin din România. Și marfa noastră e mult mai bună. E păcat pentru noi să nu se vândă aici, nu pentru ei. Ci că până și Chip și Dale vor cumpăra alune de la Sibiu. Serios, nu e o glumă. Am auzit că o să vină la Sibiu, la filiala locală a Partidului Conservator, ca să întâlnească cu alte personaje de desene animate. Chip și Dale! Alunelu, hai la joc, să ne fie cu noroc. Da! Doamnelor și domnilor, primarul Klaus Iohannis s-a întâlnit cu vicepremierul Liviu Dragnea. E bine că primarul s-a întâlnit acum cu vicepremierul, fiindcă probabil în viitor domnul Dragnea nu o să mai poată ajunge atât de des la vorbitor, știți că... X-Factor! Din delegația condusă de Liviu Dragnea a făcut parte și Marian Oprișan. Mă și întreb, dom'le, s-a descurcat Alibaba numai cu 38 de oameni astăzi? Cum s-a întâmplat? Bun, doamnelor și domnilor, nu veți crede, dar se zvonește că cei 3 pitici care au casă în pădurea cu alune de la Apoldu și-au făcut abonament la cablu ca să o vadă pe ea, auzi? Raluca, doamnelor! Știau piticii ce știau! Știau că o să aibă ce să vadă, doamnelor, domnilor, Raluca și ținuta sa de la Ancas.
în fața noastră a tuturor. De altfel, o parte... Și la piticilor și din pădure și din și, da, da, în fața tuturor. De altfel, doamnelor și domnilor, o parte dintre ținutele Ralucăi sunt vizibile și vizionabile și pe internet, vizibile pe pagina noastră de Facebook și vizionabile pe www.raluca-razvan.tv, acolo unde această emisiune se difuzează de asemenea. Bun! Ne mai despart foarte puține zile până la ediția specială de vineri seara, atunci când ne vom întâlni din nou cu Avrigu și cu al său program Cultur. Primarul Avrigului, Arnold Klingai, a fost gazda noastră și suntem în pregătiri cu această emisiune, o ediție specială, premergătoare altor ediții speciale de săptămâna viitoare, dedicate Astra Film Fest, care începe luni pe 14 aici la Sibiu. Vom mai vorbi probabil despre aceste subiecte. În câteva momente, doamnelor și domnilor, revine la emisiune și îi mulțumim pentru asta președintele Sanitas Sibiu, domnul Dan Pirnoiu, imediat după Trio Cafe, doamnelor, domnilor! Mai frumoasă decât
să simt că sunt centrul lumii. Bravo, Trio Cafe, dragi prieteni, propunându-ne, iacătă, o toamnă melancolică, deși dacă se grăbeau, prindeam o iarnă melancolică. Vă aduceți aminte ce friguri? Vă aduceți aminte ce friguri au fost săptămânile trecute? Realmente bănuiam că... Va trece mult și o să vină iar. Știi tu sigur? Știu de la meteo. Să nu ne prindem nepregătiți, aia vreau să zic. Ne mințim ca la meteo. Dacă vine vara, sigur ne prindem nepregătiți. Doamnelor și domnilor, schimbând registrul, ne reîntâlnim cu un om care reprezintă angajații din sistemul medical. Este un sistem frământat și astăzi și probabil va mai fi frământat de o groază de probleme. Salarizarea, dialogul social. Este însă, cred pentru prima oară, dar ne va spune domnia sa, este pentru prima oară când și medicii și restul personalului medical și-au dat mâna în tot ceea ce au de discutat cu patronatul, cu autoritățile statului și totuși ne pregătim în sistemul medical de o grevă japoneză. Cred că de luni din 14 se va întâmpla asta. E o grevă care nu va afecta legătura cu publicul, dar care e un bun semnal de alarmă că lucrurile în sistem sunt perfectibile, cel puțin. Doamnelor, domnilor, liderul Sanitas la Sibiu, Dan Pirnoiu! Mulțumesc de întâlnire! Bine ați revenit, domnule președinte! Cât va mai dura până toate problemele din sistemul medical se vor fi rezolvate? Câteva zeci de ani. Zeci de ani, nu? Sunteți un optimist. Spuneți-mi, ce e cu greva japoneză, cu protestul ăsta? Deci greva japoneză a venit într-un moment prielnic, în sensul că de aproape 30 de zile am făcut o alianță, zicem noi, benefică, a profesioniștilor din sistem, respectiv asistenții medicali și colegiul medicilor din România. E prima oară când se întâmplă așa? Este prima oară când se întâmplă așa ceva, pentru că am ajuns la concluzia, bine, eu am spus-o mai demult asta, dar acum am ajuns cu toții la concluzia că dacă dorim să modificăm sistemul sanitar și să facem o activitate medicală benefică populației și celor care prestează această activitate, trebuie să ne unim și să știm în ce direcție ducem asistența medicală. Dar de ce n-ați... Interesul e comun, dar de ce n-ați fost uniți până acum? N-am fost uniți pentru că, sigur, până acum probabil că interesele au fost diferite, dar acum lucrurile s-au strâns. Uh-huh. Domnul ministru vrea să ne facă o asistență medicală teribilă, un pachet de servicii din care nu o să aveți parte de mai nimic. Da, așa? Noi o să fim un pachet de nervi la pachet. Dorește să schimbe statutul spitalelor, în sensul că dacă o să doriți să vă tratați, o să vă tratați la Fundația X, la Asociația Y sau la Societatea Comercială, nu știu cum se va numi ea. Da. Deci, în perspectivă, Ministerul Sănătății dorește să-și ia mână de pe asistența medicală, în sensul că spitalele se descurce cum pot, cine nu se poate descurca, închide prăvălia, băgăm în șomaj și s-a terminat. Păi bun, și ei ce vor mai face? Nu mai contează ce se întâmplă. Deci problema este că Ministerul Sănătății nu mai dorește să mai aibă în parohie spitalele. Și atunci le predă la autoritățile locale, autoritățile locale vor face și ele ce vor putea și vor ajuta spitalele cât vor putea, uh-huh, dar până la un punct, pentru că și ele au resursele financiare limitate și în contextul în care nu se mai poate, fie aduce un management privat, fie se închide. Da, spuneți-mi ceva, că noi râdeam, deși nu era de râs aici, că râdeam pe barba noastră, citisem în ziare că o groază de suferință pentru care până acum te puteai interna, nu o să-ți mai permită lucrul ăsta. Este posibil. Deci, deocamdată, discutăm de pachetul de bază de vreo nu știu câți ani. Uh-huh. Și nici acum nu știm, așteptăm să vină reglementările respective. De fapt, este vorba de un proiect pilot, deci ne mai trebuie un an de zile, băgate vreo 20 de spitale pe care trebuie să le nenorocim în timp de un an de zile, să demonstrăm, uh-huh, de fapt, cum nu ar trebui să facem sistemul sanitar. Uh-huh. Deci, problema sistemului sanitar e foarte simplă. Deci, legea 95 care patronează sistemul sanitar este o lege, zicem noi, bună și care are, cum să spunem, foarte multe elemente din spațiul european. Ea mai trebuie, sigur, asortată cu aici, colo, câte ceva, dar nu trebuie schimbată toată legea din cap până în coadă. Necazul sistemului sanitar a fost că în fiecare an sau
De două ori pe an am avut cu un alt ministru, fiecare ministru vine cu ideea lui și vrea să schimbe din temelii sistemul sanitar, ori un sistem sanitar schimbat din temelii înseamnă zeci de ani. Da, ori așa ceva nu ne putem permite, ci trebuie schimbat ceea ce nu mai corespunde, cum să spun eu, standardelor europene de care tot facem referire. Păi deja au trecut zeci de ani. Dar știți cum este, facem referire la standarde europene, dar în foarte multe aspecte nu avem niciun standard, nici măcar din lumea a treia. Dacă discutăm de salarizare, de condițiile din spital, de dotările spitalelor, de baza materială, de platou tehnic, de tot ce vreți, suntem ca lumea a treia. Dar vorbim de standarde europene, sigur, și ne comparăm cu cine? Că de fapt nici nu avem cu cine să ne comparăm. Deci noi trebuie să facem un sistem sanitar care să fie propriu nou, sigur, să introducem și elementele de noutate, să avem un platou tehnic la un nivel mediu, pentru că la nivel superior nu putem, că resursele ne permit, dar eu cred că toți profesioniștii din sistem trebuie să știe să ducă sistemul sanitar într-o direcție mai bună decât este acum. Și da, noi credem că reușim. Dar spuneți-mi ceva. Protestul de care începe luni acum, nu? Protestul este din 14 aici pe cocrevă japoneză. După asta aceea, nu înseamnă întrerupere? Nu înseamnă întrerupere, cu tricolorul pe mână. După aceea, în data de 2 noiembrie, va fi un mare meeting la București, unde vor participa atât reprezentanții medicilor, cât și sindicatul Sanitas. O să fie și Sibiu acolo. Așa, și Sibiu, evident. Sigur, așa. Iar după aceea se va stabili dacă mergem mai departe, facem grevă generală sau nu facem. Bun. Protestul care începe acum luni, da? Vizează toate problemele din sistemul sanitar sau se concentrează sigur pe ceva? Nu. Vizează problemele din sistemul sanitar. 6% din PIB, ne trebuie un contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, ne trebuie o lege a salarizării care nu se poate face. Legea salarizării 330 este căzută și nu se mai poate reface. Asta, ca să o faci din nou, trebuie încă 1000 de ani. Dar noi am avut vreodată 6% din PIB? N-am avut. Niciodată. Totdeauna și n-ați obosit să tot cereți asta? O cerem. Până în final trebuie să ajungem la înțelepciunea că sănătatea și învățământul, dacă nu vor fi priorități naționale și guvernamentale, eu vreau să vă spun că România e pierdută. Domnul noi, vă aduceți aminte momentul în care a început să închidă spitale? Știu. Vi-l aduceți aminte? Știu, mi-aduc aminte. Dumneavoastră, acum, privind în urmă, cred că au vreo 2-3 ani, nu știu cât au trecut, acum, uitându-vă în urmă, crezi că măsura aia a fost bună? N-a fost bună. N-a fost judecată. Știți cum este? Cel mai ușor lucru este să închizi ceva. Da. Dom'le, trebuie să faci o analiză și să vezi în ce măsură instituția medicală este utilă pentru comunitate. Și vă dau exemplu Cisnădia. Uh-huh. S-a închis. Toată zona aceea, că nu era vorba numai de Cisnădia, centrul corect, așa oraș, ci toată zona sadul aceea, de la sadul toate încolo, satele acelea erau descoperite și trebuiau să se îmbarce într-un mijloc de transport sau altul, să vină la Sibiu să caute pe nu știu unde un cadru medical sau un doctor să-i dea o rețetă sau să consulte. Era complicat. Deci nu închizi înainte de a face o analiză ca lumea. Că exact cum s-a întâmplat și cu Agnita. Și Agnita era să fie închisă. Da. Sigur, dacă o analizezi din mai multe puncte de vedere, poate că n-ar mai corespunde din anumite puncte de vedere, nu corespunde. Dar o asistență medicală minimală trebuie să existe în zona respectivă. Pentru că de acolo și până la orice punct sanitar sunt zeci de kilometri. Și moare omul până ajunge într-o căruță. Nu-și poate face o injecție, nu-și poate lua o tensiune, nu poate să facă nimic. Nu se poate. Să-ți faci un pansament, să vii de la Agnita la Sibiu? Spuneți-mi ceva. Cum ar putea, fiindcă toată lumea vorbește despre asta, despre faptul că ne pleacă specialiștii, că nu mai vor să vină în țară, pe cum ar putea, în logica și în lumina ceea ce spuneți dumneavoastră, cum ar putea un om care câștigă în Marea Britanie, de exemplu, nu știu, 2000 de lire, habar n-am, să se întoarcă aici și să lucreze sigur, aici. Nu, și dacă îi s-ar oferi banii, dar sistemul e prost, mediul e prost. Nu numai câștigul aici este. Dincolo de câștig este vorba și de prețuirea corpului medical, de aprecierea lui, de poziționarea lui pe scara ierarhică, de condițiile pe care le are, de cariera pe care poate să o aibă. Să vor întoarce copilului eventual. Sunt mai multe criterii pentru care, cauze pentru care un tânăr pleacă dincolo. El zice, domnule, acolo am condiții să lucrez, pot să mă desfășor, pot să evoluez, pot să. Corect. Și în România putem să recreăm această condiție. Sigur, salarizarea nu va fi pe măsura cele europene, dar oricum putem mai mult. Nu se poate să mai vezi salarii de 700-800 de lei, 1000 de lei la ora actuală la un medic. Dar nu mai discutăm de categoriile de sub. Am avut, domnule președinte, doi invitați aici în emisiune care s-au întors în țară, dar s-au întors la privat, aici în Sibiu. Da. Cred că intuiți despre ce vorbim, că opțiunile nu sunt prea multe. Da. Și care îmi spunea un lucru apropo de felul în care statul reglementează lucrurile. Și care mi-au spus o chestiune. Dumneavoastră știți că spitalele private din România
au cea mai din urmă clasificare, fiindcă așa o spune legea, domne, din start, nici nu contează ce dotări faci tu, statul din start te califică la cea mai proastă clasificare. Dar are o logică. De ce? Păi da, dacă... Eu vreau să vă spun următorul lucru. Spre exemplu, vă dau un exemplu. Am avut un caz operat la privat. Da. Cazul respectiv s-a complicat. Da. Complicația s-a trebuie făcut să în urgența spitalului. Trebuie să o rezolve spitalul clinic județean. Da? Bun. Hai să mergem în urmă. De fapt, de ce spitalul privat este subclasificat și celălalt este supraclasificat? De ce? Păi pentru că dacă o complicație nu poate să o rezolve decât cel care are o clasificare mai înaltă. Și atunci, unul vine cu câștigul și celălalt vine cu paguba. Înțelegeți cum zic? Deci nu mai putea să rezolve complicația spitalul privat care l-a operat, ci spitalul clinic județean care este clasificat superior. Da, deși dacă privatul are toate condițiile să fie. Deși el nu e clasificat superior dacă facem analiza corect. Corect. Dar șmecheria a fost să-l clasificăm superior ca toate... Nu fie obligat prin lege să rezolve problemele. Ca toate complicațiile care costă de 10 ori mai mult decât intervenția să fie rezolvate de alții. Adică eu câștig 5 lei și ălălaltul pierde 200. Dar bun, da, asta îi afectează... Pacientul plătește la stat. Până la urmă șurcurile... Nu are importanță de plătește pacientul. Bun, da, asta nu îi afectează și în relația cu casa, pe privat? Păi, că el e de contat la clasificarea acum, pe care o are. Nu, vreau să vă spun acum că relația cu casa este deocamdată la limită. Nu se știe încă ce relație va fi cu casa, pentru că la un moment dat s-a blocat toată relația contractuală cu casa, având în vedere faptul că se dorea la un moment dat, și așa este corect, să separăm privatul de stat. Uh-huh. Eu vă spun, dacă nu vom separa privatul de stat, vom avea aceeași probleme și se dorește, ați văzut în proiectul de lege, 20% din numărul de paturi dintr-o secție să le facem pentru privat. Păi dar cu care bani? De spitalul care are relație contractuală cu casa, ia banii de la noi cetățenii, da? Și în cadrul unei secții de stat privatizează 2 saloane, 3 saloane, 5 saloane. Ce funcționează în grămadă acolo, tata? Da. Deci eu ca spital, cu banii dumneavoastră, fac privatizare. Și medicul de acolo lucrează la stat și mai lucrează și la privat, zice, după ora de în funcție de patul pe care se așează. Hai să fim serioși. Deci ai o reală. Dom'le, n-are ce căuta. Ești privat, te duci la privat, dacă ai curajul să treci în privat, ești... Uite cum este cazul doctorului Vonica. Dom'le, a avut curajul, eu l-am apreciat. Dom'le, a avut curajul să rupă, să zic, dom'le, mă duc la privat. Și a făcut privatizare și foarte bine a făcut. Dar nu mai are legătură cu statul. Corect. Când momentul care o scalzi așa cu stat și privat, este așa o chestiune. Spuneți-mi care ceva. Mie îmi spune foarte multe lucruri și nu bune. Spuneți-mi ceva. A fost vreodată mai rău decât cum e acum? Nu, eu cred că acum e cel mai rău. Deci acum este cel mai rău din acest punct de vedere, pentru că o zăpăcit tot sistemul sanitar, toată lumea e nebunită, nimeni nu știe despre ce este vorba. Pornim de la medicul rezident, că de fapt pe el săracul l-a băgat în față, că da, are salariul cel mai mic, dar nu cred că plânge nimeni din cauza medicului rezident, dar este o chestiune care trebuie rezolvată. Că nu mai putem să vedem chiar un medic rezident care nu mai e student, să-l vezi cu 10-11 milioane salariu. Nu e posibil așa ceva. Deci tot sistemul salarial medical trebuie modificat și găsite formule ceva mai bune și care să atragă forța de muncă către noi. Eu vă spun că în curând o să rămânem și fără doctor și fără asistenț medical, o să încercăm să importăm din alte părți, dar nu știu de unde. Pentru că noi nu avem cum să-i plătim. Știți cum e? Alții vin la noi, dar trebuie să-i plătim. Noi când ne ducem la alții, ne plătesc bine. Dar realist vorbind, credeți că veți rezolva ceva acum? Eu noi credem că da. Asta era întrebarea mea. Ce produc evenimentele astea sindicale? Acum dacă vom ști să folosim acest moment și această alianță care... Care oricum trebuia făcută de mult. Trebuia făcută de mult. Eu am spus de mult, trebuia făcută și poate că sistemul dacă reacționează, pentru că eu am văzut aceste manifestări cu mult înainte, când era comunismul în floare și eu eram în străinătate. Da. Deci, chestiunile astea se petreceau așa. Într-un spital erau nemulțumiri salariale, materiale, de ce vrei, da? Acolo de la portar până la profesor universitar erau toți afară. Corect. Deci nu exista acolo că, domne, ăla iese, ăla stă la umbră. Nu, toată lumea e nemulțumită. La noi, unii stăteau la umbră, unii stăteau la soare, unii râdeau, alții glumeau. Nu. Da, acum a ajuns cuțitul dar la ușă. Dar acum s-a ajuns cu cuțitul la ușă și nu mai merge nicăieri. Și încet, încet, lucrurile trebuie așezate pe băgașul normal și trebuie să trăiești din munca ta. Da, iar serios? Cu salarizarea aia după evaluare și mai gândiți-vă ce prostii va ieși acolo. Dumneavoastră vedeți? Dumneavoastră chiar veți vedea medici în stradă? Serios. Nu, eu îi văd. Da. În 90 erau. Deci în 90... Alte vremuri. Erau alte vremuri. Da. Și acum vor fi în stradă. Dacă nu vor fi în stradă, mă rog, asta e. Vom vedea.
Ce spun? Deci dumneavoastră veți fi primii care veți afla dacă au venit sau nu au venit. E adevărat, e adevărat. Da. Și atunci vom vedea, domnule, alianța asta are vreo bază reală sau este făcută numai ca să fie. Dacă e făcută numai ca să fie, deci Federația Sanita se va duce înainte pe drumul ei, așa cum ne-am dus de 23 de ani, și ne vom bate pentru sistemul sanitar. Dar nu este suficient și nu este bine. Da, încă o dată. Știu că aveți speranțe cu privire la aceste mișcări de protest. Aveți și un plan pentru situația în care eșuează? Până unde mergeți? Deci planul nostru este greva generală dacă eșuăm în toate domeniile. Dar nu cred. Nu cred că vom eșua. Păi, cred că foarte multe dintre problemele pe care noi le-am pus se vor rezolva. Ar fi înspăimântător să eșuați și să ajungeți la grevă generală, fiindcă dacă ne orientăm și după calendar, s-ar putea să ne prindă taman în sărbători. Știu, eu mă rog la Dumnezeu și cred că niciun lider sindical și nimeni nu dorește să oprească activitatea medicală sau chiar să o diminueze. Pentru că, sigur că asta pune într-o lumină dificilă populația care are nevoie de asistență medicală. Dar problema este că trebuie totuși să facem ceva. Pentru că prestatorii sunt prost plătiți, condiții din spital nu există, platou tehnic nu există, materiale sanitare nu există, medicamente nu există. V-am povesteau că nici garouri n-au asistentele medicale în spitale. Pentru că trebuie să ne cumpărăm garouri, că e 35 de lei unul. Deci sunt probleme mari. Deci toate aceste chestiuni trebuie odată și odată rezolvate și să dispară. Nu avem un pic de noroc, că sunt unele spitale care beneficiază de mai multă atenție și cum este cazul Spitalului Județean de TBC Psihiatrie, pentru că... Depinzând de cine îi patronează. Județean, da, okay, da, okay. Da, și aici Consiliul Județean și președintele Cindrei se ocupă special de aceste unități sanitare. Eu vă spun sincer, este pentru prima oară și apreciez acest lucru. Pentru prima oară când am văzut un președinte... Dar nu vor putea face totul ei. Sigur, nu vor putea face totul, nu poți rezolva tot, dar dacă ai se ocupă de sistem și toată ziua e cu ochiul pe sistem și încearcă să găsească soluțiile cele mai bune pentru a ridica calitatea actului medical și posibilitățile de existență a prestatorilor de servicii. Deci e un lucru îmbucurător și dacă s-ar găsi peste tot aceste oportunități, eu cred că lucrurile pot să meargă bine. Și cred că sub acest aspect, eu cred că aceste trei spitale vor evolua mult mai bine decât alte spitale care vor fi patronate de alte. Să dea Dumnezeu așa să se întâmple, începând de luni pentru câteva zile, așadar, doamnelor, domnilor, grevă japoneză, mai apoi un meeting la București la care evident va participa și Sibiu, între Sanitas și Colegiul Medicilor Sibiu. Semnat un protocol. Există hârtie, este un protocol semnat, da. Uh-huh. Ok. Așteptăm și la nivel național. Așteptăm să-i vedem și pe medici. Domnule președinte, vreau să vă invit să rămâneți încă o secundă, două alături de noi, fiindcă ne reîntâlnim cu o prezență foarte tânără, o prezență foarte plăcută. Este interpret de muzică populară, doamnelor, domnilor, Codruța Rodeanu, ascultăm acum! Are avere, la 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 la. După el ori cine mere, la 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 la. Nu te ține pa de mândru, la 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 la. Că nu la tine e gândul, la 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 la. Te ține pa de mândru, la 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 la. Că nu la tine e gândul, la 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 la. Nu gândesc mai de la tine, la 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 la. Ca la floarea de ciuline, la 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 la. Chiba de folos, la 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 la. Că nu ești el mai frumos, la 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 la. Nu mai chiba de folos, la 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 la. Că nu ești el mai frumos.
la 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 la. Sunt ficiuri frumoși în sat, la 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 la. Pe mine la mulți li drag, la 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 la. De flori aleasă, la 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 la. Mulți îmi dau ocul la casă, la 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 la. Că eu-s de flori aleasă, la 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 la. Mulți îmi dau ocul la casă, la 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 la. Mulți încalcă ulița, la 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 la. De dragodea mă videa, la 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 la. Pe orice cine, la 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 la. Nu-s multe în sat ca mine, la 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 la. Magazinele Feeling, unde promoțiile, prețurile mici și calitatea fac din Feeling magazinul tău preferat. Puneți ochelari până nu e prea târziu. Treci pe la noi, Pel Optic, Strada General Magheru, numărul 21. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de la școala hectare. Domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botești vrea Sibiu, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Doamnelor, doamnelor, Codruța Rădean! Salut, Codruța, bun venit din nou la noi! Bine v-am regăsit! Ce faci? Cum îți merge? Bine, destul de bine. De vacanță ai avut parte? Da, în perioada... N-am avut parte de vacanță în perioada de post, în august, în postul Sfintei Mării. În sensul că n-ai avut nunți, n-ai avut evenimente. Da, exact. După care și atunci mi-am ales, de fapt, în fiecare an de postul Sfintei Mării... Mi-aleg vacanța. Uh-huh. Și unde ai fost? În Sibiu sau în zona Sibiului? Sau? Am fost la mare, în Bulgaria. La mare? În Bulgaria, evident, da. Nu suntem încă milionari să mergem în România. După cum bine știți, e mai scump. Care sunt proiectele imediat următoare, Codruță?
Pe plan muzical, am pregătesc acum două colinde pentru iarna asta. Deocamdată cam atât. Vor intra în fază de imprimare, presupun? Da, nu? Deja... Vei face clip la ele? Sau măcar un material? Da, dacă am noroc să ningă, aș vrea să ningă, să fac să dea, păi da, la cum era vremea și săptămâna trecută se putea întâmpla să ningă, deci nu... Da, acum 2 ani am avut noroc și a nins când mi-am făcut o colindă. Sper să am noroc și anul acesta. Așteptăm colindele și pe tine odată cu ele aici la noi în emisiune în momentul în care cum vor fi gata și în momentul în care va fi sezonul colindelor. Căsuța, îți mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Mulțumesc și eu pentru Te ascultăm invitație. Din nou cântând. Imediat după, doamnelor, domnilor, ne vom întâlni cu Mihai Proca. Vom vorbi despre aer liber, mișcare și natură. Doamnelor, domnilor, Căsuța Rodean! La stână căni dor, la 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 la, de turma mare de oia, la 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 la, de ciobanul de la nieia, la 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 la. Hai, hai, să văd soiele și câni, la 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 la. Hai, hai, pe sub brazne două sustâni, la 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 la. Dragă stâna și plaiul, la 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 la, pentru mine acolo-i raiul, la 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 la. Să duc niei la izvoare, la 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 la, mai la deal pe lăsătoare, la 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 la. Hai, hai, să adun laptele în ciupără, la 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 la. Hai, hai, și să stor cașul de zără, la 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 la. Pe la noi vara la stână, la 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 la, viața-i dulce, brânza-i bună, la 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 la. Curge lapte lângă liată, la 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 la, chiar pe balmoșul pe vatră, la 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 la. Hai, hai, ca așa-i vara sus la munte, la 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 la. Hai, hai, cu ciopan și cu voi multe, la 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 la. Munte-nalt, munte de gheatră, la 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 la, lasă-l pe patia să treacă, la 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 la. Pe cărări bătătorite, la 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 la, numai de ciuban știute, la 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 la. Hai, hai, pe sunt negri, pe sunt nori, la 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 la. Hai, hai, sus la iezăr, la izvor, la 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 la. Hai, hai, că-i stă bine multe lui, la 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 la. Hai, hai, cu badea și turma lui, la 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 la. Codruța Rodean, mulțumim mult, Codruța! Așteptăm și noi, împreună cu telespectatorii de acasă, cu siguranță, așteptăm colindele, vremea lor, dacă ar fi să ne luăm după timpul de afară, ba se apropie, ba se îndepărtează. Doamnelor și domnilor, vă vorbeam despre aer liber și despre natură. Ne vom întâlni cu Mihai Proca la puțină vreme după ce asociația din care face parte, Tur în Natură, a lansat
și ea și partenerii săi trei trasee de cicloturism în dealul Gușteriței. De asemenea, cei de la Tură în Natură au fost organizatorii, de asemenea alături de partenerii de ai lor, organizatorii unui concurs de orientare în Pădurea Dumbrava. E aproape o obișnuință la ei asta, apropo de Pădurea Dumbrava. Doamnelor și domnilor, despre activitățile celor de la Tură în Natură discutăm acum cu Mihai Proca! Mihai, bun venit, servus! Mulțumesc pentru întâlnire. Mare plăcere. Aș vrea să explicăm, dacă ești și tu de acord, și apoi vom ajunge și la alte activități. Aș vrea să explicăm un pic ce s-a întâmplat în weekend în dealul Gușteriței. Ce sunt traseele astea de fapt? Sunt poteci în natură, pe care noi le recomandăm iubitorilor de cicloturism, celor care folosesc bicicleta pentru a ieși în natură și a se bucura de ea, cât și celor care doresc să parcurgă aceste cărări cu pasul. Uh-huh. Pentru noi, ca asociație, sunt trasee de nivel ușor spre mediu de dificultate, deci pot fi parcurse de orice iubitor al cicloturismului, că este vorba despre un începător sau despre un avansat, foarte aproape de oraș, asta este foarte important, sunt trasee care parcurse cu bicicleta, ajung cam într-un sfert de oră, ajungi acolo, și apoi parcurgerea lor nu ia mai mult de o oră jumătate. Deci sunt trasee scurte, relativ ușoare, recomandate oricărui iubitor. Ce înseamnă lansarea acestor trasee? Înseamnă și o amenajare a lor sau pur și simplu o identificare a lor și o lansare în spațiu virtual de unde eu cu un aparat inteligent pot să mi le iau? Ce înseamnă de fapt asta? În primul rând a fost munca de identificare a acestor trasee. Dar înainte de a vorbi despre ce presupun aceste trasee, aș vrea să spun că ele au fost marcate de asociația noastră în cadrul unui proiect al Bisericii Evanghelice Sibiu, finanțat de Primăria Sibiu, unde noi am fost parteneri. Noi, ca asociație, am avut acest rol de a identifica aceste trasee și de a le marca, nu de a le amenaja, de a le marca și de a le descrie, astfel încât oricine, folosind această descriere și hărțile pe care noi le-am realizat, să poată parcurge aceste trasee. Ce înseamnă marcare? Marcarea s-a făcut printr-un semn distinctiv pentru cicloturism și anume litera C de la cicloturism. Este un semn internațional, nu-l folosim doar noi în România. Pentru Sibiu nu este chiar o noutate, dar suntem departe de alte orașe românești, din România, nu numai din afara țării noastre. Spre exemplu, Clujul ne-a luat-o cu mult înainte. Mai nou chiar și Bucureștiul, care nu are potențialul natural, cultural, istoric pe care îl are Sibiul. Și cu toate astea, organizații de acolo au început mai din vreme marcarea de astfel, identificarea și marcarea de astfel. Marcarea e fizică în teritoriu, adică în teren? Exact. Ea se face ca și la un traseu turistic. Dacă la un traseu turistic avem acele semne distinctive... Semne pe copaci, sau exact, pe borne, pe așa este și aici. E chiar e o asemănare foarte mare, numai că trasele cicloturistice sunt identificate în așa fel încât să poată fi ușor parcurse cu bicicleta. Nu sunt pante foarte mari, în așa fel încât să pună probleme sau, zone cu denivelări. Bun, sunt trei, nu? Vorbim de trei în dealul Gușteriței. În dealul Gușteriței am identificat trei trasee, am marcat doar două. Unul dintre ele este un pic mai lung și poate cu fonduri viitoare să reușim să-l marcăm și pe acesta. Nu este însă singura zonă unde ne-am îndreptat atenția pentru marcarea de trasee cicloturistice. Prima zonă care ne rămâne foarte dragă și unde continuăm să marcăm astfel de trasee este Pădurea Dumbrava. Am realizat anul trecut un astfel de traseu, traseul Emil Cioran, între Sibiu și Rășinari. Anul acesta am reușit să continuăm, să facem un fel de buclă, de circuit, de traseu circuit
întorcând traseul Micioran spre Sibiu, dar... Nu prin același loc, înțeleg. Nu prin același loc, bineînțeles, și identificând și alte variante de parcurgere a acestui la traseu. La Rășinar merg pe șosea, nu? Nu, nu. Okay. Asta este și ideea unui traseu de cicloturism din punctul nostru de vedere, și anume să evite căile circulate pentru a evita pericolele pe care le poate ridica. O plimbare de plăcere, absolut. Că se deplasează suficient în oraș cu un interes de a ajunge dintr-o parte. Eu asta vreau să spun, probabil voi știți cel mai bine. Sunt mulți care pedalează în Sibiu, sunt mulți care folosesc bicicleta și care poate ar vrea să o folosească și mai mult. Dar s-au săturat să o facă printre mașini, oricât marcaj ar fi făcut primăria, oricât de atent sunt și șoferii și oricât de atent e și poliția, poate să vorbim și despre asta, ar vrea să iasă afară și să gândesc încotro să mă duc. Poate unii, iacătă, care nu știau de asta, se duc spre Rășinari, dar pe acolo am văzut o groază de nebun care trec pe lângă tine de se clatină bicicleta cu tine. Și atunci, poate în logica asta, sunt absolut binevenite. Sunt singurele opțiuni pe care le avem, pădurea Dumbrava, dealul Gușteriței, adică vorbeai de cadru natural. Avem. Nu, absolut. Departe de a fi în singurele zone pe care Sibiul le are, zone cu potențial cicloturistic. Uh-huh. Zona de la poalele Munților Făgăraș este extraordinar de frumoasă și în afară de cadru natural, ca și celelalte, are valori naturale, valori istorice, valori culturale deosebite. Țara Secașelor, la nord de Sibiu, unde am străbătut de nenumărate ori trasee extraordinar de frumoase, însă identificarea și marcarea de astfel de trasee necesită timp și bani. Pentru asta avem nevoie de resurse umane, avem nevoie de bani. Noi am reușit, și acum trebuie să spun că am reușit să marcăm traseul Emil Cioran cu ajutorul Consiliului Județean Sibiu. Uh-huh. Fondurile pe care le-am avut la dispoziție atât anul trecut cât și anul acesta au fost puse la dispoziția asociației prin agenda sportivă a Consiliului Județean Sibiu. E foarte important ce se întâmplă, dar îndrăznesc să întreb dacă se poate mai mult de atât. Și când mă refer la mai mult de atât, mă refer la asfalt. Avem trasee, inclusiv externe, vecinii noștri unguri, de exemplu, s-au mișcat senzațional în ultimii ani. Nu trebuie să faceți un efort mai mare decât să traversați, să ieșiți dincolo de Nădlac și veți vedea la un moment dat pe marginea drumului, între comunități, apar piste de biciclete asfaltate. Nu mai vorbim de Olanda, ce se întâmplă în zona Amsterdam, care e legată prin piste de biciclete luminate, realizate paralel cu autostrăzile. Bine, protejate, dar paralel cu autostrăzile. Adică ne putem gândi atât de departe, la asfalt, bună oară. Noi visăm la asfalt. Da, și noi, da. Noi ca asociație și cei care ne sunt aproape, ne propunem să propunem primăriei, Consiliului Județean pe mai departe să realizeze astfel de piste. Însă sunt lucrări care nu pot fi realizate decât de autoritățile statului, correct, pentru că sunt necesită fonduri serioase. Da. Ori o asociație ca a noastră nu poate asigura nici cofinanțarea. Putem ajuta la identificarea de trasee posibile sau zone posibile pe unde să treacă aceste piste sau la realizarea materialelor de promovare, la promovarea acestor zone, dar... Spuneai de idealul Gușteriței că unul dintre trasee, cel rămas nemarcat, e mai lung, celelalte două marcate cât sunt de lungi? Unul dintre trasee are aproximativ 4 km și se îndreaptă, pleacă de la Biserica Evanghelică din Gușterița și merge către monument. Uh-huh. De unde, după panoramarea, este o zonă superbă, foarte frumoasă, se vede orașul de acolo și toată depresiunea, de acolo coboară către Cătunul Gușteriței și apoi se întoarce pe drumul de adăpostul de câini spre, din nou către Biserica Gușteriței. Uh-huh. Cel de-al doilea traseu, care mie personal îmi place mult mai tare pentru că are mult mai multă natură, este mult mai sălbatic, pleacă tot de la Biserica Evanghelică din Gușterița și urcă pe vale către direcția Hamba, cumva. Uh-huh, uh-huh. Și apoi, pe la livezile Sibiului, să le spun așa, se întoarce din nou către Sibiu. Marcajul apare din zona bisericii deja? Sau trebuie să ieși întâi din... Nu, apare de la biserică. Acela este punctul de plecare și
pe traseu sunt întâlnite panouri informative, în care, și aici iarăși este un lucru la care vreau să mă refer în mod deosebit, și anume că aceste trasee nu au fost identificate și marcate numai pentru practicarea cicloturismului pe ele, ci și pentru a atrage atenția asupra unor valori naturale, culturale și istorice pe care aceste zone le au. Spre exemplu, în pădurea Gușteriț am identificat foarte multe elemente naturale deosebite și poate și rare. Unul dintre ele este acfila țipătoare mică. Am observat această pasăre, este sigur prezent acolo cu ibărește. Da, o mai monitorizează cineva, apropo de... O mai monitorizează Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu. Elementele culturale sunt deosebite. Acolo sunt întâlnite aproape toate practicile agricole tradiționale specifice acestor zone. Și nu mai vorbesc de istorie, monumente și așa mai departe, biserica în sine. La fel în Dumbrava. Dumbrava, pădurea Dumbrava este declarată rezervație naturală. Lucru pe care foarte puțin sibieni îl știu. Ar trebui să-și aduc aminte că au fost niște scandaluri legate de asta. Deci. Nu, eu nu cunosc scandalurile, dar știu și pot să le spun celor care nu cunosc lucrul ăsta. Pădurea Dumbrava are niște valori naturale deosebite. Deci în afară de faptul că mergem cu bicicleta, ne putem bucura de un areal extraordinar din punct de vedere natural. Bun, există un loc de unde eu să pot să-mi iau toate informațiile astea? Eventual la voi, pe Tură în Natură... Adică vreau să biciclesc, dar nu știu pe unde. Mie e teamă de mașini, am și copiii după mine. Le am descrise undeva? Da, pe site-ul asociației www.turainnatura.ro sunt descrise și traseele, sunt puse și track-urile GPS ale traseelor, hărțile traseelor, deci toate informațiile necesare pentru ca cineva... Voi cât sunteți în asociație care mișcați lucrurile astea? Suntem 10. Care și întrece, cum s-a da, felicitări, bravo! 10, înțeleg că 10 membri activi. Presupun 10 membri activi, vi se alătură mai mereu câte cineva. Întotdeauna avem parte de voluntari și trebuie pe această cale să le mulțumesc elevilor de la Liceul Bruckenthal, care de câte ori am avut nevoie de ajutor, ni l-au oferit. Care sunt... Cele despre care vorbeai sunt comorile pădurii Dumbrava sau cu ocazia concursului au fost altele? Din punctul meu de vedere, comorile naturale sau valorile naturale sunt adevăratele comori ale pădurii Dumbrava. Ele chiar au fost descoperite de cei care au participat la categoria Family, pentru că acolo am vrut noi să scoatem în evidență aceste comori, valorile naturale ale pădurii Dumbrava. Ele prind cel mai bine la copii. Am avut această categorie la concursul de orientare turistică și copiii au trebuit să identifice anumite elemente naturale în diferite obiecte cu care la final au creat diverse colaje legate de această temă și anume valorile naturale ale pădurii Dumbrava. Nu a fost singura categorie acestui concurs. O altă categorie de care s-a bucurat de mare succes și care se apropie de ceea ce facem noi ca asociație a fost categoria de mountain bike orientare, unde am avut destul de mulți participanți și au mai fost și alte două categorii clasice, și anume alergare, începători și avansați. Vine iarna, hibernați? Când nu aveți pe unde să pedalați? Nu, când vine iarna ne apucăm de scris proiecte. Ah, ok. Iar vara și toamna le implementăm. Excelent. Dacă îmi permiteți, chiar aș face acest anunț, și anume că la sfârșitul acestei luni vom lansa traseul circuitul Emil Cioran, mai exact, pentru că anul trecut am lansat traseul Emil Cioran, legătura Sibiu-Rășinarea, anul acesta facem bucla, lansăm bucla. Și invităm pe toți iubitorii de ciclism la acest eveniment pe care îl vom anunța pe site-ul asociației noastre www.turainnatura.ro. Până atunci mai e o leacă, poate ne vom mai întâlni și vom mai discuta. Cum bine spunea și Mihai, turainnatura.ro vă stă la dispoziție. De acolo puteți afla toate detaliile referitoare la asociație, plus că tot vorbeam de trasee, plus puteți vizualiza concret traseele și puteți primi coordonatele de GPS pentru aceia dintre dumneavoastră care se folosesc de genul ăsta de mijloace. Mulțumesc mult pentru întâlnire. Dar luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente pentru final.
e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălaci uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni! Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în Clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu Bulevardul Vasile Milea. Și domnilor, și noi vă invităm să folosiți bicicleta. În oraș, și noi vă invităm. Nu în oraș, nu la ora asta. Deși și în oraș. Deși și în oraș am văzut că șoferii s-au mai calmat, că în iacătă anii ăștia au învățat să remarce bicicliștii. Parcă nu se mai întâmplă chiar așa cum se întâmpla. Nu, multe s-au întâmplat din vina bicicliștilor, cum a constatat și poliția la controlul acela. Da, acum nu suntem noi... Trebuie să ne obișnuim unii cu alții. Da, exact, nu suntem noi în măsură să tragem concluziile astea. Probabil că, ca de fiecare dată, și părerile și... Trei variante, a mea, a ta și adevărul. Și adevărul, da. Probabil că el se află undeva la mijloc. Important este că învățăm să conviețuim și cei pe două, și cei pe patru roți, și cei pe două picioare, și cei pe patru picioare, că și asta ar fi, și asta ar fi o discuție. Bun, încheiem, doamnelor și domnilor, această seară. Mâine, între alți invitați, au să vină câțiva campioni, se întorc din străinătate, s-au întors de fapt, dar vin la emisiune din străinătate după performanțe deosebite avute în sporturile de contact. Sunt prietenii noștri de la Kudokai Atlasib. Mâine o să fim cu minți. Mâine o să fim cu minți, că dacă nu, cine știe ce mi se va întâmpla. Ok, ne oprim la această seară aici, vă stăm la dispoziție pe www.raluca-razvan.tv și pe pagina de Facebook. Trio Cafe de încheiere, la revedere! Best.
Tal vez más.